Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. București a fost luat cu asalt. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Da, am avut așa un episod străin de vremurile pe care credeam că le trăim. Bătut cu grindină, probabil e mâna rușilor. Asta ar fi prima speculație. Armele alea meteorologice folosite, dacă ne amintim, domnul Buzeanu, ultima dată la un campionat mondial. Da. Exact, pare să fie din nou de actualitate arma meteorologică Tramvaie pentru ruși. Tramvaie blocate în centrul Bucureștiului, pare din centrul imaginea așa. E central, domnul Buzeanu. N-a mai fost capitala în halul ăsta de înghețată de anul trecut, când a fost din nou lovită de piatră, s-a mai dat cu grindină la noi aici, dar și de la ultimul protest al angajaților STB. La noi și când plouă, până la urmă, în mod normal, în mod regulat, pare că suntem atacați cu ploaie, nu pare că plouă. Îi spunem bună seara doamnei Diana Giurgiu, meteorolog. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ne puteți explica la ce tocmai am asistat în ultimele două ore, o oră și jumătate, nici nu știu cât a fost, bine că a trecut. N-am mai văzut de mult, e drept, atâta grindină pe metru pătrat în centrul capitalei și chiar și la periferie în această perioadă anului. În această perioadă anului este perfect normal să avem grindină. Vorbim de luna mai, luna iunie, cele mai instabile luni ale anului. Aceste circulații rapide ale atmosferei și aceste alternanțe termice privind trecerea de la un anotimp la celălalt favorizează acest grad de instabilitate atmosferică ridicat, care generează aceste manifestări, descărcările electrice, grindina, care în funcție de condițiile locale diferă și ea ca dimensiune și aceste cantități de apă, aceste averse care au și acest caracter torențial foarte însemnate cantitativ, ele fiind, bineînțeles, influențate tot de condițiile locale. Zona municipiului București a fost încă de dimineață inclusă în atenționarea meteorologică cod galben, a fost în cod galben, a fost emis un cod portocaliu pentru capitală în momentul în care fenomenele s-au intensificat, apoi acest cod roșu care a vizat aceste acumulări de apă. Codul roșu a fost pentru acumulările de apă. Am înțeles. Deci n-ar trebui să ne surprindă dacă din când în când, în lunile mai, iunie ale anilor ce vor să vie, vom mai asista la grindină de asta. După cum am avut și în anii precedenți, au mai fost situații cu astfel de fenomene, acum rămâne de văzut, dar probabilitatea cea mai mare pentru aceste fenomene de instabilitate atmosferică este mai ridicată în lunile mai și iunie. Aduc aminte că în urmă cu, nu știu să estimez exact, cred că vreo 3 ani a fost vizita Papei în România, chiar în perioada asta, chiar în perioada aceasta anului, și mi-aduc aminte că era o discuție similară în legătură cu ploile astea abundente, excesive în care stăteam. Acum, în perspectivă, că până la urmă era o oarecare stare de alertă pentru weekend, pentru zilele următoare, poate că mi-a scăpat mie, nu era nimic alertă așa, dar uite că astăzi am fost din nou atacați cu grindină și ploaie excesivă. În perioada următoare se vor mai liniști lucrurile în concluzie? Zilele următoare în capitală, primele două zile, o vreme mai bună, nu ar trebui să mai avem precipitații, însă pentru weekend crește probabilitatea pentru aceste manifestări de instabilitate, după amiază, seara mai ales, nu vi se pare mai ciudat. Avea averse și descărcări. Nu vreau să fiu conspirație, dar nu vi se pare ciudat că exact în weekend, când omul mai degrabă ar avea nevoie de vreme bună, se întâmplă totuși să se intensifice iară ploile. Pare așa o stare de conspirație pe care ne-o premeditează vremea. Așa vrea vremea, asta îi dorește, ca oamenii să stea acasă în weekend în loc să meargă la plimbare. Exact. Deci l-am bănuit degeaba pe Putin că ar fi intervenit cu arme meteorologice, e un fenomen mai degrabă firesc și ar fi bine să ne acomodăm cu el. Da. Doamna Diana Giurgiu, meteorolog, imagine pe calea victoriei. Sigur că noi când vorbim despre arme meteorologice ale lui Vladimir Putin avem așa un ton mai hazliu, dar... Mi-aduc aminte că domnul Puiu Pașcu, vă reamintesc, a instituit această situație? Fost ministru al apărării, fost vicepreședinte al Parlamentului European, fost europarlamentar. Era în funcție vicepreședinte al Parlamentului European când venea și ne spunea că Putin folosește arma asta meteorologică pentru a-și face curat acolo pe cer în timpul campionatului mondial de fotbal din Rusia. Adică mă gândesc totuși că dacă omul a zicea așa, nu cea de nebun. Ceva
adevărul o fi fost. Hai, domnule, că e bun. Altfel, și dacă ar fi zis de nebun până absurd, nu îl prelua ulterior Mugurii Sărescu la Banca Națională să vină cu sfaturi? Și că îți dai seama, dacă i-a berezi odată... L-a angaja acolo în sensul ăsta, sigur. Da, e clară treaba. Bun. Înșuruba în Banca Națională. Hai să aducăm o privire cum arată vremea la Atena. Lucrurile am văzut că sunt extrem de favorabile plajei, adică din punctul ăsta de vedere, dacă putem să ne uităm un pic, să par 29 de grade, 30 de grade, soare, se poate face plajă, o atmosferă bună, plăcut la Atena, în Grecia, nu știu neapărat că vă recomandăm, dar uite, dați un pic mai jos să vedeți că și zilele următoare domnul Oprescu va avea o zi bună, va avea o perioadă bună, se poate face plajă, sigur că vedem că undeva săptămâna viitoare mai apar un pic nori în viața domnului Sorin Oprescu, cum trăiește și om vedea. Sorin Oprescu a fost eliberat astăzi, sigur nu că se normal. Judecă extrădarea în continuare, dar în stare de libertate. Păi, nu e firesc? Da, și... Se judecă extrădarea. Da. Sunt niște proceduri care trebuie îndeplinite. Se procedează. Pentru a ajunge în punctul în care oficial să ne poată comunica în baza deciziilor instituționale că nu ne dau fugarul înapoi. Că nu ni-l dau. Nu ni-l dau. De dat nu ni-l va da nimeni. Deci e o dovadă în plus pentru cei mai sceptici dintre dumneavoastră, cei care nu credeau, nu înțelegeau, că statul român nu e... E un fel de Transnistria pentru prietenii noștri, chiar și din Uniunea Europeană. Nu ne ia lumea în serios chiar pe toate subiectele. Sigur, putem organiza evenimente comune, sigur, documentele statului român, unele, vedeți, mandatul de arestare nu e neapărat documentele între ele. Cu care mergeți în Grecia, în vacanță? Acceptați. Banii dumneavoastră sunt acceptați de greci? Da, sunt în regulă. Abia așteaptă grecii să vă consume euroi cu care mergeți, da, să le vedeți pietrele antice? Și banii lui Oprescu au fost acolo. În regulă, înțeleg, și banii lui Oprescu au fost pentru în regulă. Pentru modesta sumă de 5.000 de euro... Dânsu, spre deosebire de alți români care plătesc pentru cazare, masă și așa, el a plătit 5.000 ca să nu mai beneficieze de cazare și masă din partea statului grec. 5.000 de euro cauțiunea și te mai deranjăm noi după ce ne decidem că nu te extrădăm. Argumentele care sunt mai puțin conspiraționiste înșurubează cumva pe logică, ar fi că grecii l-au ținut în stare de libertate până se îndeplinesc aceste proceduri de extrădare, pentru că are niște boli importante, are o vârstă, e cardiac, are probleme cu diabetul și sigur că s-au gândit, bă, ne moare, Doamne, iartă-mă, omul ăsta aici și cine știe ce necaz vom avea, că e cineva, știm că e cineva în România. Stai și liniștit, facem de râs. Stai liniștit, că pe Sorin Oprescu l-au găsit cu o anumită vârstă și niște afecțiuni. Da. Dar nici pe domnul Săvulescu nu mi s-a părut că s-au grăbit grecii să-l extrădeze și băiat tânăr, sănătos, ai văzut ce bine arată, chiar apreciat era pentru... ușor afectat de situație, ca afecțiune, să știi că afecțiune era și... Deci, ideea e că statului român nu-i trimite nimeni fugarii înapoi. Nu suntem băgați în seamă. Noi tot râdem de ficțiuni statale, de republicile alea din Donbas. Da. Păi să știi că la fel ar fi procedat și în cazul unei republici din Donbas. Dacă era Lugansk sau Donetsk, la fel s-ar fi luat. Ce vreți voi? Uite, s-a dus, deci te duci tu, doctorul Oprescu, și cere azil politic. Tu venind în România. Bă, cere azil politic dacă fugi din Coreea de Nord. Cum ceri tu azil politic și se discută despre posibilitatea de a-i acorda azil politic unui om care vine din România? Păi dacă România era o țară din care să poată proveni solicitanți de azil politic, România n-ar fi fost în Uniunea Europeană. Ideea de azil politic... apare doar în contextul în care într-un stat poți fi discriminat pe baza unor convingeri politice, iar acel stat nu respectă drepturile omului, libertățile cetățenești, libertățile universale, pluralismul politic, statul de drept. Dar pe noi dacă ne-ai primit în Uniunea Europeană, înseamnă că respectăm statul de drept, pluralismul politic și principiile democratice. Și deci orice cetățean român care vine într-un alt stat și solicită azil politic... trebuie să fie prins așa de umăr și aruncat înapoi. Ce mult... faci, mă, ce azil politic cer tu de la partenerii noștri din Uniunea Europeană? Spectaculozitatea vine din faptul că, până la urmă, Uniunea Europeană ne-a și consacrat pe zona de justiție, numind-o pe doamna Chioveși, cea care producea aceste dosare. Mă rog, era implicată ca procuror șef al României, nu? În aceste dosare... Și au constituit-o ca fiind ceva în regulă, numind-o acolo, la parchetul european. Deci o avem pe doamna Chioveși legitimată de către Uniunea Europeană. În schimb, justiția din care provine doamna Chioveși este delegitimată continuu de aceste decizii. Hai să vedem ce s-a întâmplat și comentăm după.
5.000 de euro costă libertatea lui Sorin Oprescu în Grecia, acolo unde a fugit după ce a fost condamnat la numai puțin de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție în România. Conform magistraților eleni, fostul primar al capitalei trebuie să plătească în 24 de ore cauțiunea și va trebui să se prezinte în fiecare lună la poliție în datele de 5 și 16 pentru un control judiciar. Asta înseamnă că fostul primar nu va fi extradat în România pentru a-și executa pedeapsa, ci a primit undă verde pentru a rămâne în continuare protejat în Grecia. În cadrul ședinței în care s-a judecat extrădarea lui Oprescu, a vorbit și Adriana Nica, partenera de viață a fostului edil. Aceasta a spus cu ochii în lacrimi că Sorin Oprescu este în pericol de moarte în cazul în care va fi extradat în România. Am luptat alături de el pentru a afla adevărul în România, dar instanțele l-au condamnat la moarte fără să fie interesate de aflarea adevărului. Am speranța că aici va avea un proces echitabil. El în România nu va fi judecat echitabil pentru că i s-a dublat pedeapsa la recurs fără probe noi. În România este o singură cale de atac extraordinară, iar termenele sunt de ordinul anilor. El va trebui să stea închis și nu va apuca acel termen. Poate intra în come neurologice care duc la deces. A fost condamnat la moarte fiind închis, a declarat consoarta lui Oprescu în fața magistraților. Întrebată fiind de magistrați despre motivul pentru care cei doi se află în Grecia, partenera lui Oprescu a explicat că cei doi s-au mutat după ce fostul primar a ieșit la pensie. Sunt partenera lui de viață de 12 ani și locuim împreună. Locuiește în Grecia de anul trecut, de când a ieșit la pensie. Locuiește permanent aici, pentru că de mult și-a dorit când iese la pensie să vină în Grecia. Când a terminat activitățile în București, să aibă un venit asigurat pe lună, s-a mutat aici. Adriana Nica le-a mai spus judecătorilor despre Oprescu că este un om loial, devotat, apreciază oamenii și mai ales medic fiind, a salvat mii de vieți. Potrivit DNA, de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracțional organizat, constituit de directorul administrației cimitirelor și crematorilor umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârșirea de infracțiuni de corupție. Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuința sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său, Bogdan Popa, bani care au provenit conform DNA din acte de corupție. Acesta a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Încă nu avem motivarea instanței, dar probabil că va cântări foarte mult situația medicală a lui Sorin Oprescu, care până la urmă a făcut ca decizia să fie cea pe care o vedem. Adică te stai și te gândești, bă, te trezești, Doamne, iartă-mă, că îți face o problemă medicală în pușcărie, îți moare, Doamne, ferește, inculpatul în închisoare. Bă, dar ce sunt pușcăriile din România, domnul Buzoianu? Au făcut atâția oameni pușcărie în această țară. Au și murit în pușcărie. Au și murit în pușcărie, au murit și în libertate. Pușcările comuniste. Mă, au murit și în libertate. Cazul Adamescu, de exemplu, da. Da, Adamescu a murit, într-adevăr, în timp ce era încarcerat. Dar, poți acum, păi, orice persoană cu afecțiuni fizice, dar văd că nu era imobilizat la pas sau altceva, înseamnă că poate să comită infracțiuni și aia nu se mai face pușcărie. Diabet avansat. În fine, cert este are, mă? Diabet în formă avansată, domnul Zanfir. Asta e situația medicală a doctorului Sorin Oprescu și de-aia au decis oamenii ăștia. Bă, unde îl băgăm noi în pușcărie? Dacă ne moare, ce dracului facem dacă ne moare? Dita mai personalitatea românească aici la noi în pușcării. Ce se va spune despre noi grecii? Dar nu sunt afecțiuni de natură să te oprească în a comite infracțiuni. Nu. Aici, cu diabetul la formă avansată putea totuși să mai iau o spăcuță. Să mai... Te-ndeam la așa cea. Bun. Cum e? Nici nu prea vine să cred. Doamne, iată-mă. Adică mi se pare că inventăm așa niște povești. Mă, în regulă. Pă, Oprescu n-au vrut să-l dea că e bătrân și bolnav. Bă, da, cu ceea ce înseamnă că pentru bătrân și bolnavi se suspendă în legea penală. Da. Bun, am înțeles. Ăla Săvulescu. Nu știu ce să mai inventez. Că avea o decizie din Italia, că avea... Realitatea următoare, România nu contează. România nu e o țară pe care să o respecte cineva. România nu e de natură să te oblige la nimic. Ei vor să fie o țară ospitalieră, că trăiesc în turism, altceva nu mai produc, mai fac ulei de măsline și cam atât. Motiv pentru care nu vor să supere pe nimeni. Orice fel de turist, orice om vine să-și consume banii la el, e bine venit. Ce ești un pic infractor? Da. Dar n-ai tu nimic, vreo afecțiune, vreo unghie încarnată ca să te ținem aici, să nu te trimitem la penitenciar în România? Ca să explicăm totuși, în momentul când se va judeca această cerere de extrădare a statului român în privința lui Sorin Oprescu, nu se judecă fondul problemei, cum am văzut că se lasă impresia până anumite studiouri de televiziune. Doamne, nu se recunoaște această decizie a instanței și nu se judecă extrădarea. Varianta cealaltă ar fi să rămână să facă închisoare acolo în Grecia sau, dacă primește azil politic, să se suspende pedeapsa până la urmă, pentru că azilul politic îl
primește în baza ideii că aici în România omul acesta este torturat, nu? Este torturat de instanțe, este nedreptățit de instanțe, este într-o situație și atunci se poate suspenda pedeapsa. Pe de altă parte, vedeți că oamenii ăștia fug în țările astea pentru că acolo există și o lejeritate în privința pedepselor, în sensul în care se mai fac și pe acasă. Adică, ai o pedeapsă, sigur, nu e cazul la Sorin Oprescu, are o pedeapsă foarte drastică, nu e cazul. Dar dacă ai o pedeapsă ceva mai relaxată, cum avea domnul Dragoș Săvulescu, de exemplu, se poate întâmpla să-și facă pedeapsa acasă, îi spunem bună seara fostului ministru al justiției, domnul Stelian Ion, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule ministru! Ministru e mai puțin participativ, de-aia apelăm la fostul ministru al justiției. Domnule fost ministru al justiției. Domnule Stelian Ion, haideți să lămurim problema asta, că nu știu, sunt așa mai multe școli de gândire. Prima ar fi că ăsta e cadrul legal, nu poți să-l trimiți dacă are diabet, dacă are o anumită vârstă, oamenii ăștia nu pot fi condamnați. Dar stau și mă gândesc, judecătorii din România care au zis, te duci la pușcărie cu executare, ei nu știu că are anumite afecțiuni sau au așa un suflet haind, a fost nevoie să fie salvat de blândețea grecilor. Noi suntem niște criminali, practic, o națiune de exterminatori. Noroc că din când în când, câte o victimă a sistemului, cum e domnul Oprescu, reușește să ajungă pe tărâm grecesc. Și acolo este apărat de bunătatea specifică elenilor. Deci, ce se întâmplă de nu ne mai extrădează nimeni fugarii, infractorii, condamnați? Noi am dat două nume aici, dacă vreți vă mai dau câteva. Avem pe unul, pe Boienică, pe nu știu pe unde, pe la Arap, pe acolo. Și uitat de la Evicu, nume de-astea. Păi, că ăla pare sănătos. Da. Ce se întâmplă? De ce nu ne extradează nimeni infractorii, domnule ministru? VIP-urile au niște rețete, așa, niște cărări pe care le urmează și niște rețete pe care le folosesc și uitați că într-adevăr a ajuns să fie foarte greu aduși sau unii chiar nu reușim să-i aducem în țară. Dar și multe persoane necunoscute, de asta am spus de VIP-uri, de politicieni, de oameni foarte bogați, sunt și alte persoane care sunt aduse în țară. Ideea că nu se aduc deloc fugarii, asta nu e chiar corectă. Păi avem o listă corectă. Destul de mare, domnule Stelian. Poftiți? Avem o listă destul de mare. Sigur, reușitele ar putea să fie câteva... Da, dar vorbiți de persoanele cunoscute, de VIP. A, am înțeles. Vorbeam de... Gata, am înțeles. Deci e vorba de statutul de persoană de celebritate, cumva. Păi da, și mai ales de puterea financiară, că ei caută niște rețete și folosesc mai ales... Nu vreau să fac niște acuzații la adresa altor sisteme de drept, dar se folosesc de niște breșe și caută niște rețete din acestea pe care, iată, de multe ori le folosesc cu... Dar explicați-mi și mie o chestiune pe care mărturisesc că oricât de mult am rostogolit-o, am întors-o pe toate fețele, nu mi oferă niciun fel de explicație. Cum, Doamne iartă-mă, se poate pune problema azilului politic într-o țară membra Uniunii Europene? Deci cum poți pleca din România, țară membra Uniunii Europene, să te duci într-o altă țară care și ea membra Uniunii Europene, să ceri azil politic și să se pună problema că l-ai putea primi? Păi România e Coreea de Nord? Ce fel de țară e România, membră a Uniunii Europene, colegă de Uniunea Europeană cu țara asta care se pregătea să-i ofere azil politic sau lua în calcul să-i ofere azil politic? Ce fel de țară suntem noi considerată în străinătate de e luată în calcul măcar posibilitatea azilului politic? Chestiunile acestea sunt de drept internațional și nu facem niște legi care se aplică în legislațiile internaționale și care au aplicabilitate și în legislația națională doar pentru România sau doar pentru statele UE. Este un drept de a cere azil politic prevăzut de tratate internaționale și faptul că cineva poate face o cerere nu înseamnă că îi se și încuvințează acea cerere. Adică trebuie să vedem câte astfel de cereri formulate de fugarii români în cadrul Uniunii Europene au fost acceptate. Nu au fost acceptate, din câte cunosc eu. Pe nu și eu știu că la Budapest au fost acceptate. Că avem un fost secretar de stat... Pe azil politic. Pe azil politic? Păi de ce altceva? Pe discriminare. Spus că e discriminat pentru că e ungur. Nu trebuie să amestecăm. După ce a făcut niște retrocedări ilegale, a fugit din țară, s-a dus la Budapesta și n-au vrut să ni-l predea. Au spus, nu, îl ținem în siguranță, că voi vă bate joc de el. El făcuse niște retrocedări extrem de dubioase în calitate de secretar de stat. Da. N-am putea recunoaște că România e o țară neluată în calcul
de nici de vecini, nici de nimeni. Poate doar Republica Moldova când mai primește păcură de la noi. În rest, vi se pare că avem vreo relevanță pe planeta asta? Ce Republica Moldova? Că l-avem pe Rize acolo, ne-a extradat. Cristian Rize. Bun, retrag, nici Republica Moldova nu ne-a Republica Moldova, nimeni. Așa, da. Domnul Stelianiu, vă ascultăm. Am pornit de la o speță. Nu trebuie să inducem ideea că s-a decis în Grecia să nu fie extradat Sorin Oprescu. Da. S-a decis doar punerea în libertate provizorie, s-a pus și control judiciar, o cauțiune, e adevărat, pare derizorie, dar, mă rog, s-a stabilit o cauțiune. Cert este că decizia asupra extrădării se va da în perioada următoare. Nu s-a dat acum și nu putem spune că Grecia l-a scăpat pe Sorin Oprescu. Deci e un pic prematură de ideea, da. Da, este prematur să stabilim asta și vom vedea. Pe de altă parte, este foarte important, pe lângă aceste proceduri care trebuie îndeplinite, acolo unde sunt probleme sistemice, unde sunt probleme repetate și am avut în Italia foarte multe cazuri, să luăm legătura cu omologii italieni, să solicităm și lucrul ăsta s-a făcut și Italia a adoptat în ultima perioadă niște modificări legislative astfel încât să înlăture posibilitatea de găsirea unor subterfugii. Da, de-aia ai Săvulescu în pușcărie. Eu spun de modificări de dată recentă. Păi... lucrurile acestea au durat, a trebuit să se ajungă la un anumit număr care i-a făcut pe parlamentarii, au făcut autoritățile din Italia să ia această decizie de a modifica legislația. Sunt foarte importante discuțiile la nivel diplomatic și la nivel de miniștri, de miniștri ai justiției, de miniștri ai afacerilor externe. Domnule Stelianu, sunt foarte importante numirile unor magistrați de legătură. Domnule Stelianu, reținem ideea că oamenii aceștia au un statut special și ăsta este motivul pentru care durează extrădările astea când ele se fac de multe ori și au și o putere financiară suplimentară. Deci săracii sunt mai ușor de extradat decât bogații? Ca în viață, bogații au posibilități mai mari de a reuși anumite acțiuni. Dar ce să vă spun. Și încă o chestiune după care schimbăm puțin registrul discuțiilor. Domnule ministru, grecii spun că poate n-ar fi caz să facă pușcărie un om la vârsta sa, cu afecțiunile sale, sigur. Asta înseamnă că judecătorii români nu sunt de încredere când au spus ba nu, să facă pușcărie și la vârsta sa și la cu afecțiunile sale. Grecii nu au stabilit definitiv că Sorin Oprescu nu trebuie să o nu poate face... Nu, dar au luat în calcul. Au luat în calcul după o decizie a instanțelor din România. Au spus până o să decidem noi dacă îl extrădăm, putem analiza chestiunea asta și în stare de libertate. Pe ce e de analizat? Acum e foarte important. Ce e de analizat la o extrădare? Eu nu vreau să țin partea grecilor, unei autorități sau alteia. Da. Vreau să traduc un pic exact ce înseamnă faza asta procesuală și unde ne aflăm. Repet, nu a stabilit Grecia că nu poate face închisoare în România Sorin Oprescu sau că nu poate face deloc. Deci... Pe de altă parte mai observăm ceva. Pe lângă faptul că mai ales aceste VIP-uri și politicienii, vedeți că toți se îmbolnăvesc ori subit, ori erau foarte bolnavi, ori toți erau pe moarte în momentul în care primeau decizii de condamnare. Toți își găsesc și caută tot felul de boli, mai mult sau mai puțin grave, dar, de altă parte, toți spun că sunt nevinovați, adică au așa un numitor comun. Acum, dacă stăm să ne uităm, eu nu zic că... Dar ne uităm un pic în motivarea instanței, pare totuși o situație jenantă. Adică bănesc că grecii, dacă s-au apucat să traducă, am mai râs dar aici. Am mai... Toate, sunt multe situații jenante în această țară, unele generate de autoritățile statului, altea de persoane private. Acum ne raportăm la ce e jenant, ce e penibil. E o decizie de film. Mie mi se par jenante unele legi. Toți sunt obligați să le respect. Acum, mi se par jenante anumite prevederi ale codului audiovizualului. Dar toți sunt amendat dacă nu le respect. Gândiți așa. Domnul Stelianiu, acum încurcătura vine și din partidul din care proveniți dumneavoastră. Vine astăzi domnul Dacian Cioloș și de fapt nu vine, mai degrabă pleacă și nu pleacă singur, pleacă cu câțiva colegi de-ai dumneavoastră, 4 europarlamentari îi ia deoparte și își face un partid nou. Se face un partid nou, se vine cu un partid nou, se rupe USR-ul, ca să consemnăm așa ideea. Mă rog, să
taroașche din USR, să zicem, nu neapărat să rupe USR-ul, că au plecat puțini membri importanți, față de care mie îmi pare foarte rău, da, că au luat această decizie cu anvergură, cu promisiuni făcute, mai ales electoratului și membrilor, că facem un partid, că ne unim. Au ales după nu foarte mult timp să plece. E o dezamăgire foarte mare și a mea și a multor colegi, pentru că promisiunea față de electorat era alta și acum când era momentul cel mai important să strângem rândurile și să ne luptăm împotriva acestei puteri securisto-socialiste, cum a numit-o și Cătălin Drulă de multe ori și pe bună dreptate. Adică ce vrei să spuneți când fost? Securisto-socialista. Socialiste. Da. Securisto. Adică? Socialiste adică exact clar. Ce am spus, exact asta susțin și... Sunt implicate serviciile? Nu cred că... Păi, uitați ce legi se propun acum, să intru la un subiect la altul. Se propun puteri exorbitante pentru serviciile secrete, puteri și mai mari asupra serviciilor, asupra serviciilor din partea șefului statului, dar un control civil din partea Parlamentului slăbit. Dar nu era o situație și pe vremuri similară? În următoare, domnul Stilianion, dar nu era o situație similară și pe vremea în care USR-ul era chiar la guvernare, dar sau oricum, era, adică nu era ceva ce susțineați, de exemplu, participarea SRI-ului la anchete, adică totuși era și pe vremea noastră creditat SRI-ul cu tot diferite puteri, poate nu era locul lor. Chestiunea controlului civil asupra serviciilor secrete este foarte importantă. Noi n-am intrat niciodată în subiectul ăsta și n-am susținut niciodată altceva decât susținem acum. Atunci era problema unora care aveau niște dosare cu înregistrări făcute video, audio, îi auzeai luând șpagă și așa mai departe, dosare făcute pe o legislație care... An de zile a fost constituțională, deodată nu mai era constituțională și nu mai era nimic în regulă. Aveți cu dreptate. Suportul tehnic, cu suportul tehnic oferit atunci de serviciile secrete. Spuneți că se pierde... Discuția asta s-a tranșat prin decizia de curții constituționale, lucrurile s-au separat. Asta e situația, însă nu putem să nu vedem calea pe care alunecă România așa spre acum, un regim militarizat înainte de a ne foarte, foarte dubios și periculos. Referitor la plecarea colegilor. Da. Nu, vreau să înainte de a ne întoarce la plecarea colegilor, aș vrea să vă întreb, vorbeați ceva despre controlul civil asupra serviciilor. Că se cam pierde. Până acum existând comisiile de control parlamentar. Acela e controlul civil, comisia de control parlamentar? Acela ar trebui să fie. Dar când a fost luată? Domnule Stelian, eu vă știu un om onest. Puteți susține acum, în direct, public, că se exercita un control civil prin comisiile parlamentare asupra seriei și realitatea ne-a arătat că nu a fost un control pe bune în acele comisii. Asta zic, știu ce mai pierde. Ideea este că se alunecă și mai departe de aici. Adică noi, în loc să venim cu legislația pentru a întări controlul și a-l face efectiv, noi venim cu o legislație, din câte se pare, care slăbește și mai mult acest control. Nu are sens să ne surprindă nimic, având în vedere care sunt produsele politice majoritare în Parlament. Adică, să fim serioși, și în partidul dumneavoastră sunt suspectați oameni că au fost produși de serviciile secrete. Domnul Dacian Cioloș este nepotul unui fost șef de serviciu secret. E destul de greu să vorbească domnul Dacian Cioloș sau foștii lui colegi, inclusiv dumneavoastră, despre cum serviciile controlează viața politică. Da, eu pot, am libertatea să vorbesc despre orice. Sigur că puteți, dar fiecare își asumă ceea ce face personal. Da. Nu știu cât de nepotrivit este. Păi a fost președintele partidului dumneavoastră. Da? Nu, zic să vorbesc eu despre tema asta. Nu mă refer la persoane. Pe de altă parte, să vă spun ceva concret. Astăzi, în Comisia Juridică, am avut la vot un proiect propus de colegul Năsui și de alți colegi care viza efectuarea unor registre ale foștilor lucrători ai justiției și ale... și ale celor care... Păi de porni pe ei. Mă rog, copiilor. Domnul Stelianion. Suntem făcuți acum ne judecăm copiii pentru problemele părinților, că ne ducem iarăși. Nici domnul Năsui n-a fost scutit de anumite speculații.
Păi tocmai de asta. Haideți să vedem. Am propus să facem astfel de registru și să vedem dacă sunt pe bune sau sunt... Într-un astfel de registru... Foarte multe sunt invenții, sunt împroșcări cu noroi și... Este o idee. Haideți să sigur facem la iveală. Nu, dar era și firesc să faci afaceri înainte de 89 în Statele Unite, fără să... Da, să te deranjezi statul. Haideți să ne întoarcem. Că ajungem după aia și la Vlad Voiculescu, că și acolo au fost speculații. Știți că și Vlad Voiculescu... Și atunci de ce să nu adoptăm o lege asta? Adică... Păi ce lege să adoptăm? Am mai spus domnul Năsui că va propune o lege. Haideți că vă iau și cu propunerile astea. Nu vă țineți de cuvânt. Stimați domn de la USR, domnul Năsui a garantat că depune o inițiativă legislativă pentru desființarea nu știu căror firme ale serviciilor secrete. N-a depus-o nici până în ziua de azi. Asta se petrecea în urmă cu, eu știu, cât, Radu? 5 ani, ceva de mai genul puțin, ăsta. Mai puțin. Nu, mai puțin. De ce mai puțin? Nu. Păi cum 5 ani? Păi era înainte de 2017, era, nu știu când, da. 2016. În fine. Hai, da, 5 ani, foarte 2017. Foarte multe tot proiecte se face, și pentru ce a promis sau ce a făcut, da, colegul meu... O să vedem, Deci în concluzie, plecarea lui Dacian Cioloș nu e așa de mare pe cum pare. E o mică plecare din USR. Nu e ceva ce destabilizează partidul. Nu e ceva ce va crea o problemă în sondaje. Că până la urmă despre sondaje vorbim. E ceva fără sens. E ceva nepotrivit. E ceva care ne întristează foarte mult. Și e ceva care în realitate pe cine ajută? Nu ajută nici opoziția, nici polul de dreapta. Păi poate e merită ajută să ajute pe altcineva. Ajută PNL-ul, ajută pe Klaus Iohannis în construcția asta pe care... Asta e realitatea. Eu nu spun că au urmărit lucrul ăsta, dar ăsta e efectul. Deci efectul e că ajută Partidul Național Liberal? Și să muncești, indirect ajută și Partidul Național Liberal și PSD-ul, că PNL-ul e o filială mai mică a PSD-ului acum, adică sunt... Luați în calcul varianta ca Dacian Cioloș să fi fost omul adversarului în toată această perioadă? Nu vreau să fac speculații de genul ăsta, am fost colegi... Nu mai sunteți. Păi acum nu mai suntem, dacă și-a dat demisia, nu mai suntem. Ne amintim că el a fost șeful de tineret al partidului condus de Gheorghe Funar la un moment dat, pe UNR. Ulterior a făcut o pauză, a revenit în politică, ministru în guvernul Tăriceanu. Ulterior, propus de Traian Băsescu, a obținut funcția de comisar european, susținut de Traian Băsescu. După expirarea mandatului de comisar european, a încercat o negociere cu social-democrații. Și a înființat ulterior un partid care, spre deosebire de USR, nu avea criterii de selecție, accepta și oameni cu un trecut mai complex din punct de vedere politic. Ar fi fost greu să fie la fel de selectiv, pentru că chiar Dacian Cioloș avea un trecut politic. După care a fuzionat, v-a înghițit. Și n-a înghițit nimeni. A fost o fuziune în fuziune. Cu câți europarlamentari rămâneți, domnule Stelian Ion, dumneavoastră la USR, cu câți europarlamentari? Rămânem cu mai puțin, dar rămânem cu parlamentari. Păi să vedem câți dau demisia. Cu trei europarlamentari rămâneți, dintre care unul e domnul Boloș, traseistul dumneavoastră de la Arad. Și celălalt e Ștefănuță, dacă nu... Și celălalt e domnul Ștefănuță, care înțeleg oricum e dizident. Da. E încurcată treaba. Deci, în afară de Vlad Gheorghe, nu știu ce europarlamentar veți mai avea care să fie cu adevărat userist în momentul de față. Colegul nostru Vlad Botoș este un... De la al cincilea partid. Foarte important. Domnul Stelian Ion, l-ați ajutat... Dar l-ați ajutat pe omul ăsta, pe Dacian Cioloș, să-și bage în Parlamentul European unde îl interesa pe el, că până la urmă cam acolo pare activitatea domnului Cioloș mai degrabă. L-ați ajutat să-și vâre pe spinarea partidului dumneavoastră atâția europarlamentari, dar nu, 4 a reușit, da? Bă, totuși sunt destul de mulți. Nu vi se pare totuși că a fost o decizie proastă aceea? Ce 4? 5 europarlamentari. 5 europarlamentari, da, 5. Nu a fost o decizie proastă aceea de a fuziona cu un partid al domnului Cioloș, care partidul domnului Cioloș nu exista, pur și simplu? Nu, cred că a fost o decizie corectă. Atunci, cred că decizia proastă e acum când aleg unii colegi să plece și să înființeze un alt partid. Pentru că în momentul respectiv, dar și acum, oamenii ne cer să ne unim. Forțele de dreapta, cele... Păi, între noi, politicienii, cei care nu fac politică, să intre în politică, partidulețele care sunt cât de cât de ok să colaboreze unele cu altele pentru a prezenta o alternativă. Realitatea e că singura alternativă, singurul nucleu puternic, singura opoziție de dreapta adevărat liberală la ceea ce se întâmplă acum este USR-ul.
Asta este realitatea. Mi-ar fi plăcut să fie alte alternative cu care să ne putem uni forțele și să avem o altă putere împreună, dar suntem singuri și vom crește și mai mult, pentru că este natural să se întâmple asta. Vom vedea dacă natural, deocamdată naturală e descreșterea. Stelian Ion, mulțumim pentru intervenție, trebuie să luăm o scurtă pauză. Ministrul Justiției, lider USR. Uite, domnul Buzeanu, până luăm o pauză, e lumea revoltată. De ce oare? Am început să prind o antipatie, nu știu dacă mă deranjează mai mult politicienii sau fanii disperați ai unor partide și politicieni. Despre ce e vorba? Răzvan, văd că ai repertoriu de a zberia la USR, îi sunt vinovați de tot dezastru în țară, să nu îi să trimiți bezele PNL-ului și PSD-ului. Cred că n-am mai vorbit de USR de săptămâni bune. Vorbim doar despre dezastru generat de guvernarea PSD și PNL. Nu ratăm nicio emisiune. E când la un moment dat ajunge în centrul atenției și feblețea voastră, ați turbat. Nu acceptați. De-aia suntem unde suntem, mă. Pentru că politicienii sunt cam de calibru votanților. Ăștia sunt votanți. Nu înțeleg. Au luat în brațe pe cineva și cum aduci niște critici idolilor lor. Gata, uită tot ce s-a întâmplat, nu mai văd stânga, nu mai văd dreapta. Asta-i țara, de-aia râdă noi grecii, italienii, englezii. De-aia, pentru că suntem un popor mărunt, un popor care se agață cu disperare de niște iluzii și chiar și când îi le demontezi cu probe, refuză să creadă, vrea să trăiască minciună. Luați un pic de pauză de publicitate și revenim imediat în direct. A plouat în România, a plouat mai ales în București, a fost o situație extrem de tensionată un pic mai devreme, se aglomeraseră tramvaiele una în alta, era o situație extrem de drastică și sigur că am fost alertați de către aplicația domnului... Că de fapt asta e principala problemă, Radu. Că așa grindină ne-a spus și doamna meteorolog, domnule, mai, iunie, se știe, se mai știe. Dă cu piatra, ai văzut? Numai cel fără de păcat să ne arunce, da. Da. Ideea e că mult mai grav e că primim aceste avertizări pe telefonul mobil, nu pot fi oprite, orice e fain, nu scap de Arafat. Aruncă cu piatră și Arafat, uite-te, aruncă cu piatră. Aruncă cu avertizări, severe alert, în engleză începe, după care în română, avertizare meteo, cod portocaliu, e ca naiba, stați în casă, nu știu, valabilă până la ora 18. În schimb, când e vorba de limba engleză, vedem aici că se distinge ora 17:45. Deci nici nu știi cum e mai bine, domnul Buzeanu, e bine să termin până la ora 18, pe românii protejează, pe străini, poate o formă de discriminare. Nu, ieșiți la 6, vreo un sfert, ieșiți că se termină până atunci. Și dacă pățea un străin ceva, cum explicai acum? Mărut o capcană. Asta cu documentul. Străinului, da. Pe românii ținem, îi protejăm. Și pe străini, ieșiți pe stradă și să le cadă piatra în cap, să pățească ceva. După aia iarăși ne plânge că nu ne mai respectă nimeni. Deci ca să înțelegeți, vremea e condiționată de limba în care comunici. Că în engleză în care trăiești. A ieșit soarele mai repede, a ieșit la 6:15. Da, una, domnule, e vorba aici, a zis-o și Dragnea. Produse de diferite calități, adică pentru români. În același mesaj, mă. Da, în același mesaj, într-adevăr. IGSU și la final Europa zice... Europa cu două viteze se numește asta. Severitate. Severitate. Uite cum se termină. Severitate. Da. V-am văzut, domnul Arafat, nu era nevoie să vă semnați. Problema de altceva. Dar v-a recunoscut după stilul de scris. De hai să mergem mai departe. Cu severitate mergem la doi tineri care au luat-o așa cu mașina încolo aseară și mergeau ei pe... Mașina lor sau furată? Mașina contează lor, dar aproape furată. Nu-mi plac chestiile astea la limită. Da, așa, într-o oarecare duplicitate și mergeau ei cu mașina și făceau și un live așa cum se face, așa cum se cuvine în țările civilizate. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Că au lovit în timp ce erau în live, au lovit trei mașini și au plecat. Dar bine că nu a fost mai rău. Da, nu a fost. Da, oglinda. Și două oglinde, bă. Bun.
spun ce s-a întâmplat acolo. Ce s-a întâmplat acolo la fața locului. Oamenii ăștia erau în live pe internetul, erau în live pe Facebook, în momentul în care au lovit trei mașini, asta este bilanțul întâmplării. Mașini. Și unul dintre ei, cel din dreapta, cel care a tras atenția, ai grijă, a zis el la un moment dat. Da. După care a zis, vocea rațiunii. După care a zis, iară, ai grijă să pleci de la fața locului, că e important să părăsești locul accidentului, dar este o procedură pe care am văzut-o domnul Zanfir și la fugarii români. Cam asta este atmosfera, avem practic o cale extraordinară de atac. Asta este o cale extraordinară de atac. Să rămâi la locul faptei, să ți spășești pedeapsa sau să pleci mai departe. Deci există această variantă pe care o livrează aceste celebrități în România care fug până Grecia, până Italia, până știu, cale extraordinară de atac se numește. Oamenii aceștia sunt extrem de utili societății în momentul de față. Noi trecem printr-o perioadă dificilă, da, fără ministru de interne. Mă rog, ar fi domnul Bode, dar... E ocupat, are funcție în Partidul Național Liberal? Nu, nu de asta. Încercat doar așa, spun că nu prea contează. Pur și simplu. E cam degeaba. Pur și simplu degeaba, da. Inutilitate cronică, domnule. Da. Pare, PNL suferă de domnul Bode. Adus, are o afecțiune, pare o afecțiune politică. Inutilitatea la un alt nivel, că erau mai mulți inutili. E un virtuos al inutilității. Păi inutilitatea inutilitate. Eu am văzut oameni inutili la viața mea. Da. Crede-mă, e altceva. E cu totul și cu totul altceva. Lăsă-l altul mai degrabă să-și face de râs. Băi, e... că se străduiește, se duce într-un ridicol. Nu, eu spun, e un băiat muncitor, Căciu. Muncește. Dar nu are talent. N-are. Nu, la Bode e ceva natural. Bode nu îți place să-l vezi. Domne, da. Îți place să-l vezi fiind inutil. Deci îi vine natural. Da. Și dacă încearcă să... Pac, iese de... Și practic ai văzut că poliția nu e extrem de eficient în perioada asta a domnului Bode. Da. Din motive care, na, ne scapă. N-avem. Cum le scapă și lor infractorii. Și asta, mulți infractori au ajuns la concluzia, bă, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Pentru că nu e greu să faci cazier în ziua de astăzi. Că până te găsesc ăștia, până te condamnă, bă, nu. Pe de altă parte, nici ca infractor nu ești foarte respectat, fără cazier. Îi ai o zi de pușcărie făcută și vrei să fii mafiot. Nu merge trebuie așa. Trebuie să faci o faptă trebuie ca să poți să te afiri. Condamnare. Să ai o faptă. Da. Trebuie să ai o faptă. Da. Asta e vorba de CV-ul tău. Da. Că ție nu-ți pasă, e problema ta. De respectul față de tine ca făptuitor. Sunt cutume, sunt nu intram acum să le explic. E clară treaba, da. Și mulți au venit în întâmpinarea nevoilor Ministerului de Interne și au zis, hai că documentăm noi tot cazul. Facem noi probatoriu. Transmitem live infracțiunea. Vă lăsăm buletinul la locul faptei, lăsăm cărți de vizită, numere de telefon, contactați-mă, programul la care pot veni să fac un autodenunț. Ce doriți, da? Haideți să ne punem un pic în mișcare. Filmăm în direct momentul, transmitem momentul, pentru că vedeți că ți-a dat până cap totuși omul ăsta, probabil că s-a gândit, bă, suntem live, vezi că n-a oprit înregistrarea. Multă lume nu face, că asta era până acum era atitudinea asta complet neproductivă, ți-o spun sincer. Să faci infracțiunile pe nevăzute. Să nu te audă lumea, să nu te vadă lumea. De ce? Tu trebuie să le faci live. Nu te ajută. Altfel cum... n-ai cum. Altfel nu ai. Uite-te și tu puțin. S-a pus o bombiță în Arad. A murit un om de afaceri. Inițial controversat om de afaceri cu legături cu mafia. Mă, singurul lucru care s-a petrecut de acum un an de o pescărie. E că avea o pescărie. Bă, până la urmă nu era chiar așa. Eu au zis că se ocupa cu pești. Pește, l-au băgat într-o rețea de proxenetism. Nu, domne, avea pești. Avea așa cu oase, cu solți. Cu... Deci, până singurul care s-a petrecut în ultimul an în ceea ce privește... Avea și o amantă. S-a aflat tot. Deci, ce s-a aflat în ultimul an? Ce nu spune lucrurile? Omul n-avea legătură cu mafia. Da. Măcar au spălat imaginea. Da. Dar să-l prinzi pe făptuitor, pe asasin, nu, asta nu s-a întâmplat. Dar pe mine m-a mirat că n-a venit și n-a spus ca soluție la cazul din Arad faptul că și-a împlăsat singur acea bombă. Domnule, până la urmă și-a pus-o singur. I-a crescut o bombiță. I-a apărut o bombiță, asta e situația. Pe de altă niște parte, copii, știți apropo, cum sunt în ziua de azi? Apropo de filmat, am văzut că se filmează în ultima vreme dialogul pe care șoferii și mai ales șoferițele îl au cu polițistul. Hai să vedem o întâmplare de genul acesta. Sigur că ea începe de la un anumit moment. Nu știu. Convorbiri literare. Convorbiri. Și publică periodic. Nu știu care are dreptate. Nu vreau să împart. Cert este că o vom urmări și vom trage o concluzie după ce apar imaginile. În primul și în primul rând. N-ați vrut să-l semnați, o să primiți copia la conform legii prin poștă. Și în acel moment o să aveți până în 50 zile să contestați. În acel moment, care moment? În momentul în care o să primiți în poștă. O să vă fie comunicat. Nu asta refuzați să semnați? Vreau să vorbesc despre ce este ăla. Ce să semnesc? Că nu pot să semnesc tot timpul. Vreau să văd ce până acolo să semnez. A spus că ați refuzat, da? Nu, vreau să văd, dar nu mă lăsa să văd ce trebuie să semnez. Vreau să văd și eu ce trebuie să semnez. Mă pune să semnez cu ochii închiși? Nu. Mi-a spus că ați refuzat procesul verbal? Ce proces verbal? Că nu am văzut procesul verbal. De constatarea contravenției. Arătați-mi și mie, vă rog frumos. Nu vă rog niciun proces verbal pentru că o să-i faceți poză. N-aveți voie să-i faceți poză. Nu rugăm să mergeți la mașină. Păi ce mă pune să semnez? Mă pune să semnez un lucru, dar nu mi-a arătat ce de să semnez. Ce da, mi-a spus la bun început că refuzați să semnați procesul verbal. Nu, am spus că vreau să văd ce să semnez. Că refuzați să semnați procesul verbal. Da, dați-mi să semnez. Nu mai puteți acum să semnați. De ce? Am spus la prima că
refuzat să-l semnat și am consemnat un procedură că refuzat să semnez procesul. Vreau să semnez procesul verbal. Nu mai aveți cum să-l semnați, stimată doamnă. Păi, dar nu mi-ați arătat ce să semnez. Pentru că mi-ați refuzat. Nu, nu v-am refuzat, v-am spus să-mi dați să văd ce, ce vreți să semnez. Acum să... Avem o vârstă, zic să nu vrei să-mi arătați. Avem o vârstă, zic să ne asumăm niște lucruri. Da, mi le asum. Și vă rog frumos să vă duceți la treaba noastră. Păi știu, dar de ce m-ați oprit și m-ați ținut o oră aici pe loc? Ca să știu de ce. Ca să vă rețin permisul de conducere. Păi de ce? Arătați-mi și mie procesul verbal pe care trebuie să-l semnez. Stimată doamnă, da. Mi-ați refuzat de prima oară că... Nu, mi-a spus să-mi dați să citesc și nu vreau să-mi dați să citesc. Vă zic frumos să vă doresc. Vă rog frumos să-mi arătați și mie ce a spus acolo în procesul verbal. Nu m-ați filmat, că știu că ați... Da, chiar v-am filmat, v-am filmat, pentru că nu vreau să-mi arătați. Da, pentru că mi-ați refuzat de prima oară. Dar vreau să... Păi bun, nu trebuie să văd și eu, nu pot să citesc, nu am voie să citesc, ce trebuie să semnez? Nu mi-ați spus că vreți să-l citesc. Păi cum, orice semnez trebuie să și citesc, mi se pare normal să și citesc. Mergeți la treaba dumneavoastră, mi-ați refuzat de prima oară semnarea procesului verbal. Să-mi dați să citesc ce trebuie să semnez. O să vă pun și pe Facebook. Atenție mare, nu facem telejustiție, nu venim să spunem cine are dreptate, cine nu. Nu suntem în postura de a împărți dreptatea în cazul pe care l-am urmărit mai devreme. Dar, mă rog, dar trebuie să remarcăm că a existat o perioadă când de frica DNA-ului nu mai semna nimeni. Bă, nu mai semna nimeni. Și că se spunea că, domne, niciun primar nu mai semnează nimic, nu se mai semnează nimic în țara asta de frica DNA-ul. Mă, acum văd că nu mai semnează nici șoferii, domnul Zanfir. Nici șoferii nu mai semnează. Radu, pentru că nu are niciun fel de garanție. Da. Nu prezintă nici. Ce se întâmplă cu semnătura după aia? Păi ți-o folosește. Ți-o... Aici înțeleg că dorea să ia permisul de conducere. Să îl ia, nu știu, nu dă seama pentru ce îi trebuia. Probabil și domnul polițist avea permis din Marea Britanie. Că știi că există în poliția română oameni care folosesc permis de Marea Britanie. Cei nu au luat permisul în România, l-au luat în străinătate. Te referi la cazul celui care... Da, la care a omorât o fetiță pe trecerea de pietoni. Da. Deci el era polițist în misiune, te duci de acolo până acolo și mergea cu un permis de Marea Britanie. În omisiune, așa, el văzându-l cum s-a comportat pe... Nu, în omisiune a fost ministerul. Da. Care ce a făcut ministerul după acel moment? A năsprit amenzile. Că de-aia lumea, când voia să facă un accident cu morți, calcula. Cam cât o fi, cât mi-o... Deci un calcul de rentabilitate. Dom'le, acum merită... că au crescut, da. Dom'le, nu-ți mai asum să omor pe cineva din greșeală pe stradă, pentru că nu-ți mai permis. Cocoșează amenda. Nu-ți mai permis, nu mai poți. Ceva, da. Deci nu mai mergeam cu viteză, nu știu, da. Nu respectam condițiile, pentru că la o adică cu un credit te mai ajutau prietenii, plăteai. Da. Și și-a dat seama domnul ministru al internelor, ce lași domn Bode, mă, că uite, încerc să scap de el, mă urmărește la fiecare subiect, domnul Bode. Da. Și a zis, gata, i-am salvat pe toți. Nimeni nu-și va mai permite să pună viața în pericol a sa sau a celălalt pentru că s-a scumpit. Și gata, nu mai faci și astfel de când a venit cu fapte. Soluția asta, pentru că lumea l-a întrebat, domnule, ce faceți cu cazul acela pe care l-ați produs dumneavoastră cu poliția dumneavoastră? Și a venit cu această soluție și a produs această soluție, a pus-o pe masă în prima amenziile, de acum înainte. Și s-a rezolvat. Și cu asta basta, am rezolvat. Atâta doar că polițistul ăla care a săvârșit tragedia sau a generat tragedia, el oricum nu era pasibil de amenzi, că nu se amendează între ei, decât dacă e ceva acolo, e ceva rău. Înțeleg că e pasibil de a conduce din nou, înțeleg că i s-a restituit dreptul acesta civilizat de a conduce, de a făptui în continuare, nu știu dacă până la urmă... A făptui șofat, a fost momentan, doar. Până la urmă dreptul lui de a face ce a făcut, poate că așa se va finaliza într-un final. Dom'le, era dreptul lui, că am văzut că totuși la domnul Chițoiu, nu? Lucrurile s-au reabilitat, omul continuă... Te-a spus, mă, ministrul justiției mai devreme, că dacă ești sărac, faci pușcărie, dacă ești bogat, nu faci pușcărie. Bun. Lucrurile sunt foarte simple. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu lucrurile acestea foarte simple, să le facem complicate. Pauză bună, România!